Salut, tuturor și bine am găsit la un nou episod. Astăzi vă voi învăța cum să vă faceți cont pe Elrond. Intrați pe Google, scrieți Wallet Elrond primul în listă, apoi dați pe butonașul albastru, apoi Next Steps, Next, nu știu ce. Și apoi dați create wallet. Bifați pe ambele, dați continue, adică continuați. Și aici vă apară 24 de numere. Numere care au câte un nume scris pe el. Voi trebuie să vă notați aceste numere pentru că este ca un fel de parolă la save. Apoi bifați și apoi scrieți cuvintele. Cuvântul de la 20, de exemplu, de la 7, de la 11 a fost la mine. De la asta a fost la mine, de la voi o să fie 15-23. Apoi băgați parola. Acum, s-o bag și eu. Apoi ne pune să confirmăm parola, adică o mai scrieți încă o dată, la fel. Apoi dați acces wallet. Apoi intrați și vedeți acest fișier. Acesta este contul vostru. Apoi vă pune să confirmați parola contului. Nu uitați că trebuie să o confirmați. Asta înseamnă acolo, apoi dați acces wallet, adică. Și apoi vă salată în mai multe limbi. Aici este și portofelul vostru. Ok, și acum intrăm pe magazin Play. Apoi intrați aici, maiar browser. Instalat să vi se instaleze. Așteptați să vi se instaleze. Dați deschideți. Apoi ieșiți, dar ca să vedeți unde v-a salvat. Intrați. Căutați Wallet Elrond. Apoi intrați pe primul și apoi arăși vă spune ce este cu next. Și apoi accesați parola. Apoi intrați pe acest fișier, dați click pe fișierul acela și băgați parola care ați băgat-o și atunci. Apoi dați acces wallet și vă arată aici lucrurile voastre. Vă arată și în mai multe limbi. Ahlan, halo, bună, salut, nu știu, de toate. În toate limbile vă salută. Și dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să apăsați pe butonul de like. Eu am fost Claudiu, v-am lăsat, la revedere, pa, pa!